Copiii au adormit pe drum în mașină și când s-au trezit, când am ajuns acolo, cum știți și voi care au copii, sunt un pic somnoroși, plângăcioși, au intrat să vroiau jucării, Melea vroia de mânuță pe jos și atunci nu am avut posibilitatea, din păcate, să filmez. Acum soția mea s-a oprit până la magazinul rusesc să cumpere ceva gen langoș umpluți cu brânză cu cartofi sau în Republica Moldova se cheamă pateuri, dar în România nu am văzut genul acesta de plăcinte, nu știu cum să le chem. O să vă arăt dacă cumpără și găsește. Și după aia mergem acasă. Acasă i-am pe socrii mei. Am plecat de acasă și ei au rămas. O să fac, cu siguranță fac curat și o să facă și ceva de mâncare. Chiar abia aștept să văd ce o să pregătească bun și o să vă arăt și vouă, bineînțeles. Sper să nu vă plictisim și dacă vă uitați acum la noi și încă nu ați apăsat butonul de subscribe, nu ezitați să faceți acum, să ne dați și un like. Noi vă mulțumim foarte, foarte mult pentru comentariile frumoase ce le primim de fiecare dată, pentru încurajări. Pentru noi chiar contează foarte mult și vă mulțumim din toată inima. Da, Filip, ia arată, ce ai cumpărat tu? Ce ți-o cumpăra mami? Ce ai găsit? O motocicletă. Hai să vad. Ceau, Meia! Tu ai primit creionașe, carioci. Arată ce ai primit. Un motor! V-ați schimbat scaunele? Iară? Tu stai în alu Melea și Melea în a tău? Acum vine soția mea cu cumpărăturile. Să vedem ce a cumpărat soția mea. Wow, ce a cumpărat la copilași. Hai să vedem Mea. ce ai cumpărat de mâncare. Masa. Am luat aici cu cartofi. Nu știu cum se cheamă, sunt rusești. Aici am luat încă una cu nu știu ce e asta, cu cartofi și încă ceva has, nu știu cum. Și aici am mai luat încă două cu vușter. Sunt foarte bune, abia aștept să mănânc. Să avem poftă! Așa arată asta cu vușter. Așa arată asta. Cam așa arată langoșii, să zicem așa pe românește. Sau pateuri umplute cu cartofi. Să avem poftă! Acum mi-am întors acasă și vreau să vă arăt și vouă ce am cumpărat de la second hand. Să începem cu această micuță căsuță din plastic. A costat 1 euro. După care am mai cumpărat pentru copii această tablă cu magneți și poate să șlipească toți magneții ce au ei. Animăluțe, alfabet. Am dat pe aceasta 4,50 euro. După care am mai cumpărat și acest, nu știu cum să-i dau o denumire. Asta e jucărie pentru bebelaș, dar să joacă și Melia, îi place foarte mult. Și pe aceasta am dat 5 euro. Deși pe internet sau așa nouă costă foarte mult. Aici în Germania este foarte utilizată pentru copilași. După care am mai găsit o lampă cu cars pentru Filip și costă 2 euro. I-am mai găsit niște mașinuți din acestea, câte 50 de cenți costa una. Această oglindă, tot pentru copilaș, a fost gratis. După care Melea și-a luat, i-a plăcut foarte mult această broscuță, este nouă cu etichetă. Și un Peppa Pig, că ea este disperată. Poate să-l pună la cheiță, la ghiozdănele.
După care le-am mai dat gratuit și acest peluș. Aici mai multe jucării minuscule, micuțe, animăluțe, copăceu, om de zăpadă, mai multe chestii, 1,50 €. La mele îi plac foarte mult lucrurile acestea mărunte. Aici este și ursuleț, un dinozaur. Și am mai găsit la 7,50 € acest gonflabil pentru copii. De la 2, zice, până la 60 de kilograme, de la 2 la 6 ani. O să-l încercăm după aia și vă arătăm. Este nou-nouț, nu este desfăcut, după cum se vede. Și am dat 7,50 € pe el. După care Filip și-a luat acest globuleț cu ren. O să vă și arăt imediat. Trebuie doar un pic aranjat și așa și-au cumpărat și câte o jucărie o să decoreze ei după aia. O să vă arătăm. Păi el am dat 3 € pe acest copăcel. După care am găsit acest apțipil cu mini. Când o să-i facem camera lui Melea și Filip, o să punem pe jumătate cu Mickey. Avem exact același apțipil cu Mickey Mouse și ăsta am găsit cu mini. Și au costat 1 €. După care și-am mai luat această cutiuță era direct cu broscuța înăuntru, că era nouă. Doar că au desfăcut-o copiii. După care și-am mai găsit globulețe pentru copăcelul lor, prăduț. Toate acestea câte 10 sau 30 de cenți o bucată. Și-am mai găsit 20 de cenți Melea pe Hello Kitty. O minge, lanțuri din acestea, o motocicletă. Aceste lucruri minuscule au costat 10 cenți, 21 pentru brăduți. După care o mașinuță cu Snoopy. După aici ce și-a mai luat? Un soldat. Am mai găsit un set, așa era, de 3 carioci sau 30-40 de cenți. Am mai găsit și această mașinuță. După care când am cumpărat bradul, de fapt a cumpărat soția mea, am mai cumpărat și acest globuleț cu căsuța de biscuit. După care sticluțe din acestea pentru să dea mâncare la bebelaș Melea. Și a cumpărat 2. Și am mai luat o mingiuță din aceasta de la Audi, văd. Și acum să trecem la următoarea pungă. Filip și-a cumpărat acest hogan pentru mașini și-a luat Filip. Și-a costat 5 €. Este foarte fain. După care am mai găsit un joc cu mașini de la Big Bobby Car. Cu 4 mașini. Trebuie să aibă, cred că, și un zar ceva. Hai să deschidem să vedem. Este așa un joc cu mașinuțile. Costă 4 €. Și cam atât am cumpărat noi de la Second Hand. Sper că v-a plăcut și vouă. Vă recomandăm dacă doriți și voi să cumpărați. Chiar este foarte convenabil și pentru copii să luați mai multe jucării la un preț mai redus și de foarte bună calitate și nu sunt foarte uzate. Thank you.
băgat sos de spanac, cartofi și un culiț. Acum, după ce am terminat de mâncat, am fugit repede doar noi doi la cumpărături express pentru sâmbătă, că aici în Germania duminica este închis, și am mai mers să luăm câteva produse ce ne lipsesc în casă. Și acum ne-am întors și vrem să vă arătăm și vouă ce cumpărături am făcut. Poate vă inspirăm și mergeți și voi luni să cumpărați la fel. Rămâneți aici! Aici sunt cumpărăturile noastre express. Hai să vă arăt pe rând ce am cumpărat. Am cumpărat Actimel de rodie și unul de... unul de căpșun. După care mi-am mai luat în acest energizant de la Lidl. Am cumpărat cremburi din ăștia așa micuți pentru copilași, niște salamuri pentru copii tot așa micuțe, după care am cumpărat o pungă de cartofi, două pungulițe din aceste de clementine, una de portocale, 2 kg de morcovi, am cumpărat 12 confecții de lapte 3,5, doar că aici vă arăt doar aceste două, un bax de apă plat. Am cumpărat 4 pungi din aceste de pâine ce coacem noi. Am cumpărat jumătate de kilogram de struguri albi, 5 pâinici din aceste cu cartofi proaspete, o pungă de cartofi pai pentru prăjit, iogurt natural 3,5, săculeți din aceștia pentru gunoi, pungi pentru legume, un cofrag de ouă, că vreau să fac o prăjitură. Aici hârtie pentru copt, pentru cuptor. Tuc am luat din acestea cu cașcaval, că ne place și nouă și la copii și le mai dăm din când. O frișcă din aceasta la tuc pentru ciocolată caldă. După aia am luat niște banane. Acum am văzut că iarna a ieșit Coca-Cola cu scorțișoară. Mie îmi place foarte mult scorțișoarea în orice, așa că am luat să gust să vedem cum este. După aia am cumpărat 6 pachetele din astea de șervețele pentru...